Martorii povestesc că în momentul în care a virat dreapta de pe drumul național, acesta a scăpat cu mașina în șanțul de pe marginea drumului. Abia când au încercat să-l ajute, și-au dat seama că era băut. Se pare că bărbatul vrea să ajungă într-o zonă unde își fac veacul mai multe prostituate. Imediat, martorii i-au chemat pe polițiști. Bărbatul s-a dat în spectacol atât în fața oamenilor legii, cât și a presei. Ați fost testat pe edilotestul? Da. Și? Ce au vrut? Una mică. M-a zis cu polițiștii. Deci ați consumat alcool? Da, am consumat, și da. Și condițiile astea vreți să mai plecați la drum? Da. Nu sunteți conștient că puteți provoca ce? Nu. Vreau să-mi duc în bed. Nu merg tot în mesă. Ce? Era așa, pus perpendicular pe drum. Atât. Drum? Da, da. M-ați ajutat să... Da, nu, au fost vreo 5-6 persoane, l-am ridicat și l-am scos afară. Cum vi s-a părut, băut? S-a dat jos natura? Este băut și acum, era băut, da. Era băut. Etilotestul a indicat o alcoolemie de 1,38 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care oamenii legii i-au întocmit bărbatului dosar penal. Întrucât conducătorul auto emana halena alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, acesta prezentând o alcoolemie de peste 0,40 mg per litru, alcool pur, în aerul expirat. Conducătorul auto a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul va fi cercetat și pentru faptul că a refuzat recoltarea de probe biologice.